Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit! Actualitatea zilei, contextul, știri explicate, așa cum ne-am obișnuit. În virtutea ideii că degeaba dai o știre și o între încă două știri, una cu fotbalist și una cu pițipancă, pentru că nu vom înțelege nimic. Dacă nu vom spune tot traseul știrii, cine este omul despre care face știrea, ce-a făcut? ce caracterizează? care dacă vrei, amplitudinea lui morală prin care nu e așa, omul știrii de astăzi ne dă lecții sau ne spune încotro trebuie să ne îndreptăm. Și mă uit mai întâi și mai întâi la scandalul pelerinajului de la Constanța, în care Patriarhia Română se spală pe mâini, și frică să intră în coliziune cu tovarășul Teodosie și o să vedeți de ce îi spun tovarășul Teodosie de la Constanța, și zice, auz guvernul să rezolve treaba asta. Guvernul, adică Orban. Să fie vinovat Ludovic Orban. Ori aici chiar nu este vinovat. Până la urmă este pandemie. Toate guvernele din toate țările au luat măsuri nepopulare. Măsuri restrictive. Ne place sau nu, pandemia există. Virusul ăla există. Nu intru în, în, în alte comentarii, nu o să mă sudui, să mă înjur nici cu cei care urlă că de ce porți mască sau de ce mai știu altceva. Bun. Vine acum iarăși Patriarhia și în loc să-i spună lui Mache, așa era ăsta al Teodosie, în scriptele securității. A fost un informator nenorocit până la urmă și a dat informări informări către securitate doar pentru că zice, domnule, nu puteam pleca în străinătate. De parcă noi ăștia la puteam pleca în străinătate pentru că toți am fi fost informatori. Ei bine, nu. Au fost oameni care au refuzat. Mache, în alt ierar, n-a putut să, să renunțe. Și nu renunță nici patriarhia acum la el, deși, bă, dar tu ești securist, ai fost informator nenorocit. Pe vremea când inginerul ursul murea bătut până la moarte, nu e așa? în celulă, tu dădeai informări la securitate. Bun? Și acum vine și susține Patriarhia Română, șefii, șefii, șefimea e, ortodoxă, susține cauza lui îps, teodosie, și cere autorităților să permită pelerinajul la peștera Sfântului Apostol Andrei că e excepție necesară pentru un caz excepțional. Sfântul Andrei nu are nicio legătură cu România. Dobrogea a fost a României așa, în ultima 150 de ani, cu întreruperi și după aia ultima sută de ani, cu înjumătățiri și cu ce mai fi fost. Și mă rog, 40 de ani sau cât au fost pe vremea lui, lui, lui Mircea cel Bătrân. În rest, Grecia, Roma, antică, țaratul bulgar, Imperiul Otoman, noi nu prea avem, dar din, din scofâlceala asta să ne iasă și nouă ceva, să ne putem, lăuda, să ne putem lăuda că am fost, ne-am născut ortodoxi, ne-am născut creștini. Nu a fost așa. Și nu intru în amănunte că n-am chef să să zgândări iară pe dacopați și să urle la mine ce băi, ce treabă ai tu cu, cu tunelurile de sub Buceci, de exemplu. Bun. Ori asta mi se pare mie îngrozitor. Îngrozitor pentru că pur și simplu ăștia nu înțeleg. Există o grupare de multe ori infracțională, ca o dosare penale, în sânul bisericii, care pur și simplu își dorește să fie stat în stat. Pur și simplu ignoră orice regulă a conviețuirii. Ei se cred Dumnezei pe pământ. Este aici o carte foarte faină, am cumpărat-o acum, Religie fără stres, nici toate ale popii, scrisă de un teolog. Da? O să vă arăt mai, uite așa. Scrisă cu umor, scrisă pe înțelesul tuturor, scrisă ca să-ți dai seama că ai nevoie de religie și că poți fi religios și fără să pupi ghiulul popii. Mai mult decât atât, e o carte care cumva te, te duce, dacă n-ai fost religios până acum, înspre religie. De ce? Pentru că e o carte faină, liniștitoare. E ca un preot de la care se întâlnește cu un ateu. Și ateul zice că el nu crede, nu crede, nu crede, nu crede, și până la urmă preotul îi spune atâtea vorbe de la liniștitoare încât ateul nu mai este ateu. Înțelegi? Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit. Biserici ar trebui să-i dea de gândit. Pentru că în sânul bisericii, uite, Teodosie, ca să mă întorc la el, există oameni care n-ar trebui nici să treacă strada în secolul 21, dar te să fie în prea preasfințiți. Omul ăsta a fost implicat într-o grămadă de scandaluri, cu șpăgi, cu droguri, cu sex, cu uh, informări la securitate, sursa mache, da? Și totuși, patriarhia îl ține acolo ca pe un bibelou. De ce îl ține? Pentru că astfel de oameni, au fost mereu numiți idioții utili, au fost mereu foarte utili și partidelor. Amintiți-vă că Iliescu avea nevoie de Vadim. Tot ce gândea Iliescu și nu putea să spună, spunea Vadim. Mulți dintre, dintre ăștia care au făcut istorie în ultimii 30 de ani au avut pe lângă ei un cățel care spune ceea ce nu poate șeful să spună cu glas tare. Teodosie este în poziția asta față de Patriarhia Română. Pentru că ați văzut că, cred că Nicolici a dat amendamentul, că nu avem voie să, să cunoaștem numele preoților informatori. Dar de ce să nu-i cunoaștem? Pentru că, până la urmă, ei nu plătesc impozit, au monopol pe lumânări, au o grămadă de lucruri în avantajul lor. Nimeni nu taie capul nimănui. Dar atât. Bă, vreau să știu. Când m-am confesat ultima dată m-am confesat doar ție sau și tovarășului maior. Pentru că de la mache încoace nu mai putem fi siguri. Bun. Uh, nu înțeleg dramele prin care trec oamenii. Mă uit la forțările guvernului. domne, să aducem patru de ATI. Sigur, aduci patru de ATI. Ok, luăm împrumuturi și cumpărăm paturi. Dar nu poți cumpăra medici. Nu poți cumpăra asistente, nu poți cumpăra infirmiere. N-ai cum să cumperi oamenii pentru că i-ai gonit. România, care are cea mai mare rată de migrație din lumea asta, după Siria, de acolo e un război devastator, și-a gonit toți specialiștii. Sună urât? Da, sună urât. Mă suduiți? Da, unii mă suduiți. Dar ăsta e adevărul, tată. Ăsta e adevărul și un adevăr trist. România a devenit o țară tristă cu oameni întunecați întunecați și pentru că nu mai au speranță și întunecați și de alții care le-au mâncat la micul dejun speranța. Sau odată la patru ani. Bun. Zice un doctor pe newsweek.ro În trei săptămâni o să vedeți oameni pe holuri și oameni pe străzile alăturate. Pentru că nu mai putem. Pur și simplu nu mai putem. Și aici, uite, nu vreau să trec fără să amintesc o știre E adevărat, din martie, când o polițistă a oprit un medic în București, medicul venea de la spital și polițista, în semn de respect, a luat poziție de drept și l-a salutat. Mă, mi se pare, știi, câteodată vrei să nu mai faci parte din țara asta, vrei să nu mai stai aici, vrei să pleci, vrei să pleci, vrei să pleci și apare o gâlmă de aia mică, 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 cu față de copil și zice, alo, merită. Uite, polițista aia, Fătuca aia, intrată în poliție, face ca totul să merite în țara asta. Pentru că fătuca aia nu vine din bancurile cu milițieni, ci din bancurile cu pop securiști. Ea vine din cei șapte ani de acasă, pe care Teodosie, de exemplu, și o grămadă de șef de, de, la de la Popime, nu iau. Înțelegi? Prin ce trecem acum, a trece toată lumea. Niciun guvern din lumea asta, și cu atât mai puțin Orban, care are imediat alegerile, n-ar vrea să pună măsuri restrictive. Dar fără astea nu se poate, tată. Fără astea, pur și simplu, nu se poate. Murim certându-ne sau stăm acasă liniștiți cât se poate, că nu să mai merge și la lucru, muzi, știu. Da? Și trăim în continuare. Bun. Nu zice nimic Patriarhia de Teodosie că a fost informator. Nu zice nimic Patriarhia de Teodosie că nu poate justifica peste 100.000 de euro sau cu ascuns 4 ani de zile un teren la Techiliot. I se spunea Șpagoveanu, i se zicea Hăpsâneanu. Și Patriarhia tace. Exact ca la Partidul Comunist Român. Lasă-i, bă, lasă Nicule să comenteze viermii. Așa zicea Elena Ceaușescu când ne vedea stând la coadă. Uite și la viermii ăștia. Înțelegi? Și de aici, De aici e lipsa unui, l-aș numi, antreprenoriat moral al statului român. Statul român n-a niciodată să pună etica în față. N-a niciodată că istoria se duce înainte nu prin războaie sau prin tăieri de capete sau ardei pe rug, ci se duce înainte prin rezervorul acela de, de memorie etică. Ai amintiri morale. Acum, explicați-mi, în afară de coposul de Ticu Dumitrescu, de Ion Rațiu, care sunt amintirile morale de doi Cornea, fi Care sunt amintirile morale ale ultimelor trei decenii? De doi în Cornea, cam am amintit-o? Păi securistul care a închetat pe doi Cornea a fost înmormântat la începutul lunii ăstea cu onoruri militare. Și atenție! Pentru că așa zice legea. A schimbat oprea o lege ca ăștia securiștii care au făcut praf și pulbere istoria recentă a țării și oamenii ei de caracter să fie mormântați cu onorul militar. De aici, din, din, din neantul ăsta, se ivește un tip ca Ciolacu, de exemplu. Și n-aș vorbi despre Ciolacu, n-aș fi vorbit despre Ciolacu dacă astăzi n-ar fi dat la Hot News un interviu devastator prin prostia și prin, prin, prin lipsa oricărei sinapse. Mici, 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 mici. Omul este îngrozitor. Vine și zice, domnule, eu sunt un politruc pentru că nu sunt președintele României. Bă, băiatul, ce înseamnă politruc? Înseamnă instructor în armata sovietică. Ăla care venea și nu punea mâna pe pușcă, ci învăța pe soldat că trebuie să moară pentru Partidul Comunist. se. Da? Ăla care venea și le arăta tuturor marile reali realizări ale lui Stalin. Ăla este politrucul. În rusă există cuvântul politruc. De acolo vine. De la instructor politic. Și Ciolacu, da mă rog, la Ciolacu nu-i poți să, nu pot să-i foarte multe, deși pe mine mă miră încă. E totuși președintele PSD și o merg până la 37 de ani. Este normal că ăsta vede numai ajutoare sociale în jurul lui. El nu înțelege că dezvoltarea Înseamnă prosperitate. El crede că supraviețuirea aia, că a luat ajutorul de șomaj, înseamnă prosperitate. Ăsta este prietenul lui Omar Haysam, da, Partenerul de pescuit alu, alu Dragnea. Șmecherașul care s-a învârtit. Înțelegi? Și vine să ne spună nou acum că el trebuie să ia puterea. Sau să fie prim-ministru. Despre asta este vorba în zilele noastre. Despre asta nu se vorbește în presa convențională. Există momente în care pur și simplu o țară trebuie blocată. Bă, vari momente. Doamne ferește, începe un război. Trebuie să te blochezi, să tragi aer în piept, să muști din iarbă și te duci. Acum este un astfel de război. Războiul cel mai parșiv nu este cu virusul ăla cu gângania aia microscopică. Este cu noi înșine. Cu noi înșine care suntem colmatați de prostia liderilor noștri. Și asta este cel mai greu de învins. Prostia. Poți să învingi un imperiu, poți să învingi o armată, poți să-ți iei elefanți, 37 de elefanți ca Hannibal. Pierzi, câștigi, bătălii, lupte, ai istorie. Cu prostia, însă, este extrem de greu să câștigi. Pentru că trebuie să umbli mintea omului. Și gândește că trebuie să umbli mintea unui om care până la 37 de ani a fost șomer. Și învață-l tu pe ăla că există o economie reală și el trebuie să intre în economia reală. Și el îți va spune sau va gândi Păi am fost în economia reală și era să mor de foame. Păi m-am băgat în politică. De ce m-am băgat în politică? Să mănâncă și gura mea. Despre asta este vorba în România. Despre parșivenia celor care ar trebui să dea nota morală a fiecarei zilei, sau vecernie, dacă vrei să zici. Da? Și despre micimea ălora care se simt protejați de cei care ar trebui să gestioneze moralitatea. Despre asta e vorba. Eu o zi tristă? Nu cred. Eu zic zi ca toate celelalte. Numai țara e tristă. Noi, oameni mm. oamenii zveseri, încă mai visează la mici și bere. Să fiți sănătoși. Să fim cu toții sănătoși.